Există două tipuri de profesori în lumea asta. Profesor care anunță testul și profesor care nu anunță testul. Care profesor vă place mai mult? Aia care anunță testul sau aia care nu anunță? Care anunță, așa <laughs> Să vreau să vă dau o veste. Dumnezeu este ca acel profesor care nu anunță și spune, vegheați vegheați că nu știți când va veni fiul omului. El vine ca un hoț noaptea. Dumnezeu ne dă testul, dar nu ne anunță. Dar ne cheamă întotdeauna să fim cu garda sus. A doua venire a lui Isus Hristos este un eveniment cataclismic. Este un eveniment glorios, vizibil. Biblia spune că însuși Domnul cu glasul unui arhanghel va veni pe norii cerului. Și noi suntem aici să spunem, vină Doamne mai curând. Și credem că Domnul va veni, amin? Însă a doua venire a Domnului, să știți că nu este atunci când îl primești pe Isus Hristos. Sunt anumiți teologi care sunt mai mult ologi decât teologi, care cred că a doua venire a Domnului nu e nimic cataclism, nu e ceva glorios, vizibil și orice ochi îl va vedea. Nu! Este de fapt când îl primești pe Isus. Isus a venit o dată la Betlehem și când îl primești pe Isus, atunci a venit Domnul a doua oară. Asta e fals! Sunt alții care spun: A doua venire a Domnului nu e ceva cataclismic, glorios. Nu. Este atunci când mori și Domnul vine și îți ia Sufletul. Asta e a doua venire a Domnului, când îți ia Sufletul și mergi tu la Domnul. Nu e adevărat asta. A doua venire a Domnului este ceva ce n-a mai fost niciodată. A doua venire a Domnului este un eveniment glorios, cataclismic vizibil, extraordinar, în care Dumnezeu va veni cu glorie pe norii cerului, lăuda să fie numele Domnului. Despre ceasul acela, zice Biblia, nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, ci numai tatăl. Totuși, în istoria bisericii, au fost oameni care s-au aventurat să dea date fixe, statistici, când vine Domnul. William Miles, fondatorul mișcării adventiste, a spus că Domnul Iisus Hristos vine în anul 1843, și apoi 1844. Joseph Smith, fondatorul mișcării mormone, a spus că Isus Hristos vine în 1891. Russell, fondatorul mișcării Jehova Witness, martirul Jehova, a spus că Isus vine în octombrie 1914. Hal Lindsey, cel care a fondat planul de pe urma planetei pe pământ, a spus că Domnul vine în 1988. Alții în 2000, de COVID, Toată lumea au vorbit, în loc să vorbească mai mult de Hristos, au vorbit mai mult de Antihrist și guvernului mondial. Pentru mine a fost o decepție să văd asta. Și au început alții să ia săptămânile de ani din Daniel și să facă tot felul de socotel și dați-mi voie să vă spun. Toți au falimentat lamentabil. Biblia spune, vegheați că Domnul vine înainte de cazul cel mare. Că Domnul vine în mijlocul necazului cel mare. Că Domnul vine după necazul cel mare. Problema nu e asta, indiferent de ce poziție ești, nu-i de mântuire. Problema este să veghezi. Am o întrebare. Știe fiul când va veni după mireasă, da sau nu? Acum, știe da sau nu? Da sau nu? Știe. E adevărat că Iisus Hristos despre ceasul acela nu știe nimeni, nici fiul. Cum adică nu știe fiul? Nu era Iisus Hristos pe deplin Dumnezeu și om, cum s-a spus? Ba da! Și dacă era Dumnezeu, nu era tot cunoscător? Ba da, era! Și de ce am spus atunci despre ceasul ăla? Nu știe nimeni, nici fiul! Cum adică, dacă ești Dumnezeu, cum ai zis că tu nu știi? Pentru că atributul la tot cunoașterii aparține esenței de Dumnezeu. Și răspunsul este următorul și vă rog să fiți foarte atenți. Când Iisus Hristos a venit și s-a întrupat pe pământ, deci Biblia că s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și când s-a dezbrăcat, cum spune Filipeni, imnul cristologic, Filipen 2, el nu s-a dezbrăcat de Dumnezeire, el nu și-a lăsat Dumnezeirea în cer și a venit aici doar ca un rob. El s-a dezbrăcat de slavă și de glorie, dar a venit aici pe pământ, în trup, dar cu Dumnezeirea 100% în el. De aceea Dumnezeirea lui iradia din el, iertând păcate, făcând minuni ca nimeni altul, dovedindu-și Dumnezeirea prin viața lui fără de păcat, lăuda să fie Domnul. Dar atunci, cum adică ai spus, Doamne, nu știe nimeni nici fiul? Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Iisus a spus că nici fiul nu știe. Ce înseamnă asta? Că Iisus Hristos a ales în momentul acela să nu-și exercite atributul a tot cunoașterii. Cu alte cuvinte, El a vrut să fie asemenea nouă cum, spune Biblia, în toate lucrurile. Spre exemplu, când diavolul a ispitit pe Iisus Hristos și a zis, prefă piatra în pâine. Putea Iisus Hristos să prefacă piatra în pâine, da sau nu? Este Iisus Hristos tot puternic. Dar n-a făcut. De ce? Pentru că El a ales să nu-și exercite atributul la tot cunoașterii. Și voi spuneți aici în engleză, in that very moment, chiar în momentul ăla, Isus a ales să nu știe să se autolimiteze pe el ale să nu-și exercite acel atribut. Dar cu siguranță Iisus Hristos, care este într trup glorificat în ceruri, Iisus Hristos știe când va veni lăudat să fie numele Domnului. Amin? O altă întrebare la care vreau să răspund, care mi s-a pus de multe ori. Frate Gabi, putem să fim noi generația răpirii? Ascultați ce zice Pavel în 1 în 4 cu 15. 1 Tesaronicen 4 cu 15, pe Biblia spune așa. Noi care vom fi rămas, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Ce înseamnă asta? Că Pavel credea că va prinde pe Domnul în timpul vieții lui. Vă rog să puneți versetul, băieți. 1 Tesalonicen 4 cu 15. Noi care vom fi rămas. Care noi? Inclusiv eu. Pavel credea că îl va prinde pe Domnul. Nimeni nu știe ceasul acela. Și e sănătos să credem că în generația noastră Domnul Isus Hristos poate să vină. E adevărat că poate nu va veni. Poate va veni. Dar odată ce știi că Domnul poate să vină oricând, înseamnă că totdeauna trăiești cum? Cu garda sus. Apostolul Petru vine și îi spune Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 28. Biblia spune așa. Rămâneți în El pentru ca la venirea Lui să avem, să avem, la plural, inclusiv Ioan, să avem îndrăsneală, zice Biblia, și să nu rămânem de rușine. Apostolii Domnului Iisus Hristos au trăit cu această fericită nădejde și arătarea Marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos, noi care vom fi rămas până la venirea Lui. Pavel credea că Domnul poate să vină pe vremea Lui. Dacă Pavel credea acum azi 2000 de ani, cu atât mai mult noi astăzi, trebuie să fim cu garda sus și să spunem, Doamne, vină mai curând, Doamne, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Dar vor fi mulți care vor fi luați la cer? Mărturia Scripturii arată următorul lucru că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă unde? De la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, Scriptura arată că nu vor fi foarte mulți care vor merge la Domnul. La venirea fiul omului va fi ca pe vremea lui Noe. Câți au fost mântuiți de pe vremea lui Noe? Câți? 8 suflete. Câți oameni au ieșit din, din, din Egipt? Câți? Două milioane jumate. Câți oameni au intrat în Canaan din două milioane jumate? Iosua și Caleb și cei care s-au născut în pustie. Puțin față de cât au ieșit. De aceea Biblia vine și spune, Siliți-vă să fiți găsiți fără vină și în pace. Frați și surori, îl mai așteptăm pe Domnul. El mai așteptăm pe Domnul. Poate să vină Domnul oricând? Veghea, spune Biblia, că nu știți când va veni Fiul omului. Am auzit un predicator care a vorbit despre a doua venire a Domnului și a spus că Domnul poate să vină oricând și trebuie să veghem. <coughs> și când a ajuns acasă o familie, fetița a zis, Mami, e adevărat că Domnul poate să vină oricând? Da, zice! E adevărat că Domnul poate să vină peste o lună? Da. E adevărat că Domnul poate să vină peste două zile? Da. Mami, e adevărat că Domnul poate să vină peste o oră? Și Maica s-a disperat, zice. Da. Mami, dacă te rog, îmi faci părul, că vreau să fiu frumoasă pe când vine Domnul. Așa ar trebui noi să-L așteptăm pe Domnul, cu hainele albe, curățite în sângele lui Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 22, este ultimul capitol din Sfânta Scriptură. Și vă rog să rețineți, acest capitol nu se termină cu ceva vindecări miraculoase, cu ceva minune extraordinare. Acest capitol se termină cu un ultimatum pentru biserică și pentru lume. Este un ultimatum din partea lui Isus Hristos, o chemare la pocăință atât a bisericii, care e chemată să se sfințească, cine i sfânt să se sfințească, dar este și o chemare la pocăință pentru cei din lume. Spune Biblia, și cine aude să zică, vino celui ce este sete, ce să facă? Să vină și să bea. De trei ori în capitolul acesta, capitolul 22, de trei ori se spune, iată, eu vin curând. De fapt, în limba greacă, în original, spune, iată, eu vin repede. Nu mai ai timp, Iată, eu vin repede, pregătește-te, că nu mai e timp. Timpul avertizărilor aproape că se termină. Iată, eu vin repede. Și se uită la biserică Domnul Iisus Hristos și zice, e sfânt, sfințește-te și mai departe. Și se uită la cei din lume și spune, ești nedrept. Cine nedrept să fie, nedrept și mai departe. Cine e intinat să se întineze și mai departe. Cum adică, Doamne? Dar de ce facem evangelizare? Nu să se pocăiască oamenii. Și tu spui aici cine e nedrept să fie nedrept și mai departe? Ce înseamnă versetul ăsta? Dorește Dumnezeu moartea păcătosului? Nici de cum. Dar ce înseamnă atunci versetul acesta? Ascultați o interpretare extraordinară. Cartea Apocalipsa este ultima din canonul Sfintelor Scripturi. Și dacă ai putut să citești toată Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu te-a mișcat acest Dumnezeu al creației și al istoriei, și nu te-a mișcat crucea lui Hristos, și nu te-a mișcat rănile lui Hristos, și nu te-a mișcat învățătura și viața lui Isus Hristos. Și ai ajuns să citești toată Biblia și nimic nu te-a mișcat. Domnul zice, ce să-ți mai fac? N-am ce să-ți ofer mai mult decât pe Fiul meu. Dacă vrei să fii nedrept mai departe, fii nedrept! Dumnezeu nu poate să ofere nimic mai mult lumii decât pe Isus Hristos. Și cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Ce să-ți mai fac, spune Domnul? Dacă vrei să fii nedrept, dacă ai rămas împietrit, Fiind împietrit mai departe. De ce? Pentru că vremea este așa de aproape, eu vin așa de curând, încât, încât, se apropie, nu mai e timp prea mult să te decizi. Dar parcă Dumnezeu imediat se grăbește și îi spune, totuși, dacă este cuiva sete, să vină și să bea. Dacă totuși ți sete, dacă există acolo ceva care mai fumegă, că îl vrei pe Domnul, zice Biblia, Vino și să bei. vino și bea, nu trebuie să fii calificat, nu trebuie să simți. Nu trebuie să fii curat să vii să bei. Vino așa cum ești și bea din apa vieții. Zaharia, capitolul 13, versetul 1, Biblia spune în felul următor, Zaharia 13, că în ziua aceea se va deschide un izvor pentru casa lui Israel. Un izvor care va curăți poporul lui Dumnezeu. Și în urmă cu 2000 de ani s-a deschis acest izvor unde? La crucea din Golgota. Din mâinile lui Hristos curge acest izvor al sângelui, din picioarele lui. Și dacă este cuiva sete și vrea să fie iertat și vrea să fie, și vrea să fie liberat, să vină unde? La Hristos! Să vină la Hristos! Cine aude să zică vino? În perioada legii spunea, du-te să împlinești legea. În perioada Harului Domnului ce? vino! Vino așa cum ești! Vino necalificat! Și să știți că am o problemă cu unii predicatori care parcă sunt ajutoarele lui satana, care în loc ca să-i facă pe oameni să vină la Hristos, zice, cinci condiții să fii mântuit. Zece condiții, 30 de condiții. Nu există nicio condiție decât să crezi în jertfa lui Isus Hristos. Tu nu vii înaintea lui Dumnezeu numai după ce te-ai lăsat de fumat. Zice Biblia, veniți la mine toți cei sfinți. Nu, veniți la mine toți cei cum? Trudiți, împovorați că de aia ai nevoie de mântuitor, că tu nu te-ai putut mântui, nu? Și vine înaintea Domnului cum în zdrențe. Dacă ți-i sete, dacă ești disperat, vină la Hristos. Nu crede mișcarea legalistă care zice, nu, trebuie să te lași de aia. Și apoi vii la Domnul, asta este o rezie. Iisus Hristos a făcut totul și singurul care îi liberează este cine? Iisus Hristos. vin să fie Domnul. Și în seara asta, dacă ești aici și ți sete, și vezi că în inima ta arde ceva, îl vrei, dar parcă ești, parcă ești legat. Vino legat cum ești! Vino păcătos! Că de-aia Iisus Hristos este mântuitor, că mântuitorul ce face? Mântuie! lăuda să fie Domnul! Cineva spunea într-un mod foarte plastic următorul lucru. Că pentru păcatele minții noastre, Hristos a purtat o coroană de spin pe cap, ca gândurile noastre negre să fie curățite în sângele lui Iisus Hristos pentru mâinile noastre care au făcut fapte rușinoase. Iisus Hristos a primit pirone în mâini ca mâinile noastre să fie curățite prin sângele lui Hristos. Pentru picioarele noastre care au umblat pe unde nu trebuia. Hristos a primit pirone ca umbletele noastre să fie curățite prin sângele lui Hristos. Pentru trecutul nostru murdar, Hristos a luat bice fără număr ca trecutul tău să fie spălat în sângele lui Hristos. Pentru inima asta neagră care a gândit atâtea mizerii, Hristos a, a primit o suliță ca inima ta să fie curățită și să-L poți vedea pe Dumnezeu cu inima curată. Așa că există o răscumpărare din belșug și Hristos face această ultimă chemare, un ultimatum. Ți sete? Te vezi păcătos? Vină așa cum ești! Vină la Hristos! Vină la Hristos ca să te împuternicească, să te curățească! Și suntem aici să spunem că lui Hristos poate să ierte orice păcat. Credeți lucrul ăsta? <coughs> Credeți că există izvor în trupul lui Hristos pe cruce care curăță orice păcat, care rupe blesteme, farmece? Pentru că cei noi mai tare decât cei în lume. Crezi lucrul ăsta? Poate ești aici și spui că, oh, cred că s-a făcut ceva pe mine. Eu, nu știu, cred că s legat. Ascultă-mă! Ascultă-mă! Satana e puternic, dar Dumnezeu este tot puternic. A venit Hristos la cruce și ce a făcut? A zdrobit capul, autoritatea diavolului. Și ce Biblia, dacă ești însetat, dacă ești disperat, vino așa cum ești. Vino cum ești. Și cine aude să zică, vino, Doamne. Amin? Dar adevărul este următorul. Tu nu poți să zici, vino, Doamne, mai curând, dacă nu spui, vino, Doamne, mai întâi în inima mea. Tu nu ești parte din mireasa, din biserica de care se vorbea lui Iisus Hristos. Înainte să spui, vino, Doamne, mai curând, trebuie să spui, Doamne Iisuse, Vin în inima mea și scoate-l pe satan afară. mi sete, Doamne! Îl vreau pe Iisus Hristos mai mult decât orice. Vreau să fie Domnul meu. Vreau să fie împăratul meu. Știți care este pericolul în generația asta? Deci eu așa. <coughs> ochii mei îl vor vedea și nu mai altuia. Și sufletul meu, zice, vibrează că ochii mei vrea să-l vadă pe Domnul. Un om îndrăgostit de Dumnezeu. Știți care e pericolul în generația asta? Să vezi tineri care se închină la închinare, nu la mire. De worship, worship. Domnule, atât de mult le place worship-ul că ei pur și simplu de worship, worship. In itself. Voi observați ceva? Că multe biserici nu se mai pot ruga dacă nu există muzică în spate. Eu n-am înțeles niciodată asta. Adică eu trebuie să creez atmosferă Duhului Sfânt Că altfel nu vine tornada Că dacă nu creez atmosferă Duhului Sfânt Deci nu vin Ca să vină o tornadă în Florida Sau în America Trebuie să-i crezi atmosferă Nu Pericolul este în loc să ne închinăm lui Hristos Realmente Pericolul este să iubim atât de mult worship-ul Încât să ne închinăm la worship în sine Și Domnul zice Nu închină-te lui Dumnezeu. Nu te lăsa furat. E bună muzica. Dar dacă, frate, nu te poți ruga fără muzică. Păi asta deja e o problemă. E o problemă. Inima ta nu vibrează. Tu nu te poți ruga. Tu nu poți. Numai dacă, dacă ai atmosferă în seara asta, atmosfera Duhului Sfânt să vină peste noi. Și să poți să strigi din toată inima. Vino, Doamne. Vino, Doamne, mai curând. Lăudați să fie în numele Domnului. Amin? Am auzit o întâmplare foarte interesantă. Satana s-a întâlnit cu trupa lui de drăcușori. <coughs> și au zis, măi, cum să, cum să, facem ca lumea asta să, să respingă pe Isus? Și un drăcușor a zis, o să mă duc și o să arunc așa o vrajă peste toată lumea, că Dumnezeu nu există. Satana a zis, nu, nu, nu funcționează. Nu. No. În inima omului s-a dit gândul veșniciei nu o să funcționeze. Altul zis, o să mă duc și o să le spun că nu există iad. Tata nu zis, nu, nu funcționează. Și unul venit și o zis, au stăpâne, eu o să mă duc și o să le spun că mai este timp destul. Mai este timp, e ok. Da, da, Dumnezeu există, da, Domnul vine, da, da. Mai este timp destul. Aici e casa ta, nu acolo, aici. Și satan o zice, cea mai bună idee, du-te și mulți vor fi ai mei. Oare nu credeți că această ideologie satanică nu prinde astăzi? Domnul Iisus a dat o pildă, pilda anunții fiului de împărat. Și o invita și o zice, oh, zice, acum am cumpărat o pereche de boi. Mă duc să-i Bă, dar când i-ai luat? Nu te-ai uitat bine la ei? Oricum îți acum nu mai e ce face. Eu zice, acum m-am însurat. Și ce dacă te-ai însurat? Eu zice, acum Acum mi-am cumpărat teren, mă duc să-l văd. Acum. Dar oricum l-ai văzut, nu? Observați? Mai este timp. Mai este timp. Și dacă diavolul te poate face să te conectezi atât de mult cu lumea asta, cu plăcere, să mai fac o casă în România. La prunci mie, încă. Fiecare să poate muri liniștit. Vă rog, părinți, să mă ascultați cu mare atenție. Dacă ai prunci și vrei să le faci casă, eu nu zic că e lucru rău. E normal să dorești să meargă bine la pruncii tăi. Că dacă părinții tăi nu au făcut pentru tine, nu au putut săraci. Măcar tu să vrei. Ai venit în Anglia, bă, să-i pun la punct. Ok, nu i nimic rău. Dar! Dacă lucrul ăsta înseamnă să sufere relația ta personală cu Dumnezeu, să nu mai e timp de rugăciune, să nu mai e timp de Biblie, ci numai lire, euro, lire, euro să ai în cap. Și să devii la 70 de ani o mumie spirituală, că tu n-ai avut timp să zici, vino Doamne mai curând, nu ți-ai cultivat viața prin discipline spirituale și ai ajuns ai ajuns un om slab, o mumie spirituală, nu merită. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, atunci cel mai mare păcat este să nu iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Iubește spruncii, iubește bani, iubește orice altceva. Îngropă-L pe Dumnezeu în lux. Că este timp destul. Și ziua aceea va veni, zice Biblia, pe neașteptate. frași și surori, nu-i timp destul. 160.000 de oameni în fiecare zi mor. În fiecare zi. Și tu ai harul astăzi să fii în viață și să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți pietri, inima. Că s-ar putea mâine inima ta să facă pâc și ai plecat. Și Biblia spune că sufletul omului este ca un copac. Eclesia 11 cu 3. Fie că cel copac cade spre miază zi sau spre miază noapte. Unde cade? Acolo rămâne. Și dacă ai murit în Hristos, al lui Hristos ești pentru totdeauna. Dacă ai murit în păcatele tale, că te-o vrăjit, ce rău, că mai este timp. Și retlic cu celui rău, mai este timp. Să fie seara în care să spui, Doamne, nu vreau să mor în păcat, vreau să mor în Hristos, Doamne. De aceea, Doamne, vreau să aud glasul Duhului Sfânt. Vino, Doamne, mai curând! Dar pentru asta vină mai întâi în inima mea. Dacă ești aici nemântuit și nu ți-ai dat viața lui Hristos, să fie seara în care să capitulezi înaintea chemării lui Hristos. Pentru că nu tata și mama te îndeamnă la pocăință, ci cel care este rădăcina lui David, nu doar fiul lui David, este creatorul, este Dumnezeu care te cheamă să te întorci la El cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. De ce să te întorci? Pentru că fiul omului are putere să ierte păcatele unde? Unde? Marcu 2 cu 10. Pe pământ, nu sub pământ. Odată ce ai murit, nu se mai poate face nimic. Știți de ce oamenii nu se mai pot pocăi în iad? Și de ce acest ultimatum puternic pe care îl trage Hristos în ultimul capitol, ultima pagină a Sfintelor Scripturi? Cine-i sfânt să se sfințească? Veniți la mine, veniți așa cum ești! Nu mai băga motive, vino așa cum ești. De ce Hristos Vorbești cu atâta durere? Și de ce? Atenție maximă. Pentru că în iad nu există Duhul Sfânt. Și pentru că în iad nu există Duhul Sfânt, nu mai poți să te pocăiești. Pentru că tu te poți pocăi, pentru că Duhul Sfânt ce face? Te convinge de păcat. Când ești în iad, nu mai există dorință de iertare și de mântuire, că nu-i prezent Duhul Sfânt. De aceea iadul este o necesitate logică a unui Dumnezeu care drept. A refuzat o dragoste infinită, vei avea parte de o pedeapsă infinită. De ce? Pentru că nu te mai poți pocăi. Ce faci acolo? Îl înjur continuu pe Dumnezeu. După fiecare înjurătură vine pedeapsă. Și cât ține asta? Veșnic. De aceea Iisus Hristos vine și spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima, fă-ți inima mică, topește-te în fața crucii. Uite-te la Hristos, care ce-a făcut? A acumulat toată veșnicia iadului. Dumnezeu a acumulat veșnicia iadului în cele șase ore cât a stat Iisus pe cruce. Și a plătit El veșnicia iadului în locul tău și în locul meu. Ca eu crezând în El, să nu pierd veșnic, ci să am viață veșnică. Lăuda să fie Domnul. De aceea zice Biblia, ți sete? A dus aminte că Iisus Hristos pe cruce a gustat toate elementele iadului. Ce este în iad? în iad, îi sete. Lasă-l pe lază să-și mai vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Este sete în iad, da sau nu? Mai tare, n -aud. În iad există sete. Și ce-a făcut Hristos pe cruce? A strigat cât la ținut gura. Mi-e sete! Mi-e sete! Hristos a gustat setea în locul tău și în locul meu. Și El este apa vieții. De aceea Biblia spune, dacă este sete cuiva, să vină la mine, am gustat eu elementele iadului. Ce este în iad? Întunericul de afară, spune Biblia. Ăsta e iadul și Hristos pe cruce. Zice Biblia, la al patrulea strigă s-a făcut întuneric. Ca tu să-L ai pe Iisus Hristos ca lumina lumii, lăuda să fie Domnul. Ce este iad? Separare de Dumnezeu. Și Hristos pe cruce a zis, Eli, Eli, lama și Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Gustă Hristos, elementele iadului, ca tu să nu mai ajungi acolo, ci să ajungi unde? În împărăția lui Dumnezeu. În seara asta să spui, Doamne, Tu vii curând, Doamne, și tu ai spus, oricui este sete să vină și să bea. Iisus Hristos te iubește. Indiferent de păcatul, indiferent de, de legăturile care sunt pe tine. Iisus Hristos zice, vino așa cum ești. Vino așa cum ești, indiferent cum te simți. Și dacă nu simți nimic, ți sete, există acolo ceva care tânjește. Este Duhul Sfânt care lucrează în tine această dorință să-L vezi pe Domnul lăudat și onorat să fie Domnul. Vedeți, noi oameni am avut o casă, dar am pierdut-o. Mi-a făcut Dumnezeu o casă, grădina Edenului. Acolo ne-a pus Dumnezeu. Dar prin păcat omul ce a făcut? A pierdut casa asta. A pierdut-o. Dar a venit Iisus Hristos și a zis, nicio problemă. Ați pierdut asta. Și acum sunteți pribeci și călători pe pământul ăsta, că n-aveți aici casă, i-ați dat-o lui satană. Și când a venit Isus Hristos pe pământ și Satan a zis, uite de la împărățile lumii acesteia, mie mi-au fost date și le, dai, le dau, cu evrei. Isus nu l-a contrazis. Pentru că lui au fost date, nu de Dumnezeu. ci de satana, prin păcat, a transferat împărăția care Dumnezeu i-a dat -o lui Adam și Eva să aibă grijă și să stăpânească prin păcat. L-a pus șef pe cine? Pe satana. De aceea toată lumea zace în ce rău. Și Isus, Hristos zice, nici o problemă, ați pierdut casa asta în care v-am pus? Nici o problemă. Eu mă duc și vă pregătesc o casă, nu aici, unde? În ceruri. Și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ne iubește Dumnezeu. Și Duhul și Mireasa ce zic atunci? Vino, Doamne, mai curând. Domnul i-a zis lui Avram că îi face o casă și el a zis nu întrebă nicio casă, el a așteptat cetatea zidită de Dumnezeu, de meșterul care e Dumnezeu. Și suntem aici să spunem, da, Doamne, mulțumim că ne-ai pregătit o casă în ceruri. Da, Doamne, Adam întâi ne-a dus în ruine, Doamne, dar a venit al doilea Adam. Și, Doamne, prin credință în sângele lui, prin jertfa lui, prin cel care a plătit păcatul în locul meu pe cruce, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, mi sete după tine și te rog, ai milă de mine, păcătosul, lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Amin? Ce bun e Dumnezeu, frați și surori! Ce bun e Dumnezeu! Ce bun e Dumnezeu! Mahomed, înainte să moară, a zis, nu știu unde mă duc. Isus a zis, eu știu unde mă duc. Și știu și calea într-acolo. Eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu ajunge acasă la Tatăl. Casa Tatălui. Raiul este casa Tatălui, spune Biblia. Nimeni nu ajunge acolo decât prin mine. Și în seara asta te invit să vii la Domnul Iisus Hristos. Să spui, Doamne, îți păcătos, îți legat. Trăiesc cu gândul că satan am o legat. Dar îți mulțumesc că Tu l-ai birui pe cer rău. Mulțumesc că la cruce, Doamne, ai zdrobit capul șarpe lui, Doamne Intră în inima mea, Doamne Fă curat în viața mea, mă pochez de orice păcat conștient Doamne, dacă ar fi să mor acum, eu mor în păcat Dar în seara asta, Doamne, îmi dau viața mea cu totul ție Lăuda să fie Domnul, amin? Și zice Biblia așa Și Duhul și Mireasa zic Vino Dar de ce vrea și Duhul Sfânt să vină? Așa zice Biblia Apocalipsa 22 cu versetul 17. și Duhul și Mireasa zic, vino! De ce își dorește și Duhul Sfânt să vină Iisus Hristos? Și de ce? Pentru că timp de 2000 de ani, după ce Iisus Hristos s-a înălțat și până astăzi, oamenii au respins lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii au blasfemiat, oamenii s-au împotrivit lucrării Duhului Sfânt. Înainte de potop, spune Biblia că oamenii erau extrem de răi. Și Domnul a zis, Duhul meu nu va, răm va rămânea pururea în om. Apoi s-a luptat cu poporul Israel în pustie 40 de ani de zile. S-au împotrivit Duhului Sfânt. Și parcă Duhul Sfânt, obosit, dați-mi voi să spun așa, Duhul Sfânt obosit, Doamne, vinu și sfârșește Tu lucrarea asta. Tot încerc să-i convingi pe oameni de păcat. Și în loc să accepte domnia Ta, oamenii ăștia se împotrivesc la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt și Duhul Sfânt zice vino, scoate-mă din bătălia asta scoate-mă tu, Doamne, din bătălia asta și ia smirea asta împreună cu mine în seara asta ești aici, știi de ce? că Duhul Sfânt încă luptă pentru tine Duhul Sfânt încă e pe pământ dar să știți că dorința Duhului Sfânt este să fie luat și el din bătălia asta. Prea mult blasfemiat, prea mult dat la o parte, prea mult bajocorit. Atâtea mii, șase mii de ani, Duhul Sfânt zice, strigă și el, vină Doamne mai curând. Vină Doamne, ia-mă din bătălia asta. M-am săturat de atâta revoltă. Vreau să le fac bine. Și ei refuză planul lui Dumnezeu. Seara asta nu refuza lucrarea Duhului Sfânt. Nu refuza convingerea Duhului Sfânt. Și spune, Doamne, aleg, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne. Aleg, Doamne, ca inima mea, Doamne, să-ți o dau cu totul ție, lăudat să fie Domnul. Amin? Alt motiv pentru care Duhul Sfânt zice, vină, Doamne, mai curând. Că nu numai Mireasa zice, și Duhul Sfânt spune. Alt motiv este următorul, că Duhul Sfânt vrea să-L vadă pe Hristos glorificat. Duhul Sfânt îl înalță pe Fiul. Iisuse, în urmă cu 2000 de ani, cu alte cuvinte, zice Duhul Sfânt. În urmă cu 2000 de ani, Oamenii te-au îmbrăcat în rușine acolo, între doi telhar. Vino, Doamne, și primește slava de care Tu ai parte. Vino și arată gloria să vă arăt toată lumea cum ești glorificat în ceruri. Vino, Doamne, pe norii ceruri cu glas de arhangel să te vadă vrășmașii și orice ochi să te vadă. Vino și recapătă slava care trebuie să o ai de pe pământ. Duhul Sfânt este gelos ca Iisus Hristos să fie proslăvit. Și Duhul Sfânt zice, vină, Doamne, vin în slavă, vin în glorie, vină cu glas de arhangel, vină și arată puterea. Tu nu mai ești între tâlhari, tu nu mai ești în, în starea aia umană de rob, tu ești glorificat, tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Lăuda să fie Domnul, Duhul lui Dumnezeu își dorește să vină sus, să fie glorificat, să fie scos din bătălia asta. Dar mai mult, și Mireasa spune Biblia, Biserica spune Vino, Doamne, de ce își dorește și biserica lucrul ăsta? Pentru că și noi suntem obosiți. În bătălia împotriva firii pământești. În bătălia împotriva păcatului. Și poate sunt aici oameni, așa cum am spus dimineața, care au obosit. Au obosit în rugăciune. te obosit să lupți împotriva păcatului. Biblia spune, nu te lăsa! Vine Domnul. Voi credeți asta? Dacă acum ați 2000 de ani, Isus a zis: Eu vin repede. Uitați-vă acum, Iran, Israel, tot ce se întâmplă, toate sunt semne că Domnul este cum? Este aproape. Îmi doresc să vină Domnul, frații și surori, să-l văd pe Satana distrus total. Că așa zice Biblia, în iazul de foc, este șarpele. Este diavolul care va arde în vecii vecilor și biserica își dorește. Vino, Doamne, și scapă-mă, ia-mă din această prezență a păcatului și du în cerul tău unde nu mai există păcat. Și diavolul să fie distrus și Domnul va distruge. Domnul va distruge într-o zi de tot și biserica își dorește acest lucru, ca acest cap al șarpelui să fie zdrobit de tot, lăudat și onorat să fie Domnul. Tu îți dorești să vină Domnul? Să știi că nivelul tău spiritual se vede după dorința ta de a veni Domnul. Dacă nu prea dorești, stai, zice, să mai trag un business, așa să mai trag un milion de lire, așa, Domnule, numai să-mi iau mașina aia. Și dacă îți dorești gunoiele astea, ca și cocorul ăla, stătea pe un lac și mânca râme și o lebădă a aterizat pe oglinda lacului, și a început să cânte, cânte cu lebedei. Și cocorul s-a uitat la ea și a zis, Auzi, surioară, ce tot cânti tu acolo atâta? Ce ești așa bucuroasă? Și lebeda îi spune, pe un vin de rai. Cerul e un loc minunat, plin de har și slavă. Acolo sunt străzi de aur, acolo e Hristos. Și cocorul zice, oh, ho, bine. oh, ho, bine, dar acolo sunt râme. Așa suntem mulți. Parcă nu ne mai nu ne mai impresionează nimic. Noi vrem râme. Bunăstare! To vine Domnul! Haide să vă întreb ceva. Dacă crezi că Domnul poate să vină mâine, de ce nu și ceri iertare la fratele pe care l-ai țăpuit sau l-ai jignit teribil? Pentru că nu crezi cu adevărat. Că dacă ai crede cu adevărat că Domnul poate să vină la noapte, îți spun eu, dacă ai ști că Domnul vine la noapte, n-ai stat cu sacul ăla de ciment, cu neiertarea, 30 de ani de zile în spate. Dar pentru că nu crezi și e o teorie. Bine, cred frate, minți! Pentru că dacă ai crede, să ai pune viața rânduială. Uitați ce zice Biblia în 1 Ioan 3 cu 3, zice Biblia așa. 1 Ioan 3 cu 2 chiar. 1 Ioan 3 cu 2. Spune Biblia așa. Că odată îl vom vedea acum, așa cum este, spune Biblia. Și versetul următor, versetul 3, zice așa. Și oricine are de asta, care? că îl va vedea pe Dumnezeu așa cum este. Ce face? Zice stare. Se curăță. După cum el însuși este curat. Ai nădejdea dacă îl vei vedea pe Domnul? Care este primul instinct al unui om născut din nou? Care este? Zice stare. Se curăță. Nu vrea să stea în minciună. Nu vrea să stea în furt. Nu vrea să stea în ură și în neiertare. Ce face? Se curăță. Păi vă frate, dacă stai în toate păcatele astea, eu cred că vine Domnul. Crezi aici, dar nu crezi aici. Și ce trebuie să faci după mesajul ăsta? Să pui mâna pe telefon, să pui frate, iartă-mă, mă, mă spitine curatul. Ia de aici banii. Eu te-am țăpuit. Dacă vine Domnul, afară sunt mincinoșii, hoții, spune Biblia. Curvarii, nu știe nimeni, ai amant, amantă, poate. Trăiești în tot felul de păcate. Slavă Domnului, vine acasă lui Dumnezeu. Tu nu crezi că Domnul poate să vină. Dacă ai crede, ai curățat după cum El însuși este curat. Intră mărturisire, purifică viața, omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Doamne, îndură -te de noi. Amin? Și Duhul și Mireasa zic vino, și Duhul și Mireasa. Dar de ce și mai dorește să vină Mireasa? Pentru că zice Biblia că Domnul vine cu ce? Cu răsplata. Vine Domnul cu răsplata. Nu cu plata, ci cu Frați și surori, eu cred că în cerul nu vom fi toți la fel de bucuroși. Ce frate, eu numai să ajung în rai. Nu-ți dori numai să ajungi în rai. Pentru că Biblia spune așa. Unii vor străluci ca soarele, alții ca luna, alții ca stelele. Unul va lua în primire 10 cetăți, 5 cetăți, altul mântui ca prin foc, de media 5. S-a închis ușa raiului după el. Da, vei fi bucuros. Dar nu vei fi la bucuria aceea pe care Domnul a rânduit-o pentru tine. Pentru că ai stat prea mult să greblezi aici pe pământ lucruri materiale și ai uitat să te uiți în cer. Spre cer. Adică, frate, 120 de ani de zile în Africa. Și își pune viața și sănătatea la bătaie. Ca să facă evangelizare prin triburi sau prin țările alea. Și tu fain frumos, stai în Londra. Ok, nicio problemă. Bă, bă dacă nu mergi tu în Africa. Măcar ține sfoara la ala care se coboară în groapă să câștige pe oamenii din groapă. Măcar susține. Nu. No. Dacă nu e vorba de tocurile tale, mașina e șmecheră, ia de aici. Dacă nu e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, e zgârcit. Dar tu vrei răsplată. Nu o să fii mântuit ca prin foc. Pentru că răsplata nu-i prin credință. Mântuirea e prin credință. Răsplata e după? De ce stare? E după faptă. Deci ai aștepta să ai răsplată ca și unul care a pus totul la bătaie pentru Hristos. Bun, nu te-a chemat Dumnezeu acolo, dar tu poți să pui osul, poți să pui banii tăi, poți să pui timpul tău, genunchii tăi. De ce? Ca să ai o răsplată de plină. Dacă ai fost un leneș și un egoist, în seara asta, înțelegi că venirea Domnului înseamnă și faptul că Domnul, vorba lui Erwin Luther, când zice Biblia că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri, nu va fi lacrimile alea, în sfârșit de bucurie că am ajuns. Nu. No vor fi lacrimi de regret. Iar vin spunea că Dumnezeu îți va arăta ca și cum ar fi pe un ecran. Și va arăta, uite omul pe care am vrut să fie aici pe pământ. Uite cum puteai să fii dacă erai iubibil. Dacă mă iubeai cu toată inima ta, dacă îți spuneai totul. Și uite-te cum ai fost, un egoist și jumătate, o formă de evlavie. Și când îți va arăta Dumnezeu ce cadouri ți-o pregătit, dar nu se le poate da. Vei plânge cu amar că n-ai iubit pe cel care trebuia iubit din toată inima. Și Domnul zice, da, va șterge lacrima aia. Vei fi bucuros, dar nu la maximul de potențial la care tu puteai să fii. De aceea Domnul zice, luptați-vă să aveți o răsplată de care? De plină. Amin? Amin? Am auzit de o bunicuță. Știa că o să moară. Nu mai avea mult timp și a trimis pe păstor să vină până la ea. Era în pat, bolnavă. Și a zis, frate, păstor, eu știu că nu mai am mult. Nu mai am mult, eu plec. Deci, dar aș vrea ca la mormântarea mea să-mi împlinești trei dorințe. Aș vrea ca la mormântarea mea să spui tuturora că eu m-am întors la Dumnezeu prin versetul cu tare. N-am auzit mari predici, dar am auzit versetul ăla și inima mea s-a topit și l-am primit pe Iisus ca Domn în inima mea. Și păstorul a zis, bine, surioară. Frate, păstor, mai am o dorință. Aș vrea ca la mormântarea mea să pui corul să cânte acea cântare extraordinară, care ori de câte am auzit-o, Domnul mi-a întărit inima. Și păstorul a zis, bine. Frate, păstor, mai am o dorință. Aș vrea ca la mormântarea mea, în timp ce o să fiu un sicriu, ar vrea să pui în mâna mea, ar vrea să pui o furculiță. Păstorul zice, o, o furculiță la mormântare, în sicriu? Ce da, frate. Și să spui fraților și surorilor de la mormântare următorul lucru. Eram 10 copii la tata și la mama acasă. A fost foarte greu. Unul trebuia să meargă cu boie, altul trebuia la arat, altul acasă. Fiecare avea parcela lui de lucru peste săptămână. Dar venea ziua de duminică, când mama ne aduna pe toți în jurul mesei. Și ne dădea felul 1, ne dădea felul 2. Și dacă mama zicea, păstrați furculița, știam că vine cei mai buni, desertul, prăjitura. Și spune fraților că așa e și viața asta, ca o săptămână de lucru. Parcela în care Dumnezeu m-a chemat să muncesc pentru el. Dar vine desertul, vine răsplata, care Domnul ți-o va da după felul în care l-ai slujit, după felul în care motivația inimitale a fost pentru el și numai pentru el. Vreau ca în acea zi, să nu-mi pice fața, vreau să spun, Doamne, am făcut tot ce am putut și Domnul să spună, bine, robun, nu plin de succes, ci bine, rob bun și credincios. Acolo, în pătrățica ta, vine Domnul cu răsplata și biserica își dorește să vină Domnul. Nu numai să-l vadă, pe satana distrus de tot. Și noi ne dorim și răsplata lăuda să fie Domnul. Amin? Samuel Rutherford spunea, pentru Domnul meu Isus Hristos, Aș trece și prin șapte iaduri Dar numai să mă întâlnesc cu El Și adevărul este acesta, frați și sorori Raiul n-ar fi rai Nu mă interesează de tot aurul care e acolo Și de porți de serap De, de heruvim și de uh, uh, străzi de aur Eu vreau pe Iisus Eu vreau pe Iisus Cel pe care l-am predicat toată viața Ochii mei să-L Cel pe care l-am cântat Cel cu m-am rugat în sfârșit, ochii mei să-l vadă și nu ai altuia. Să-ți dorești lucrul ăsta. Că ce folos să vezi un cer senin, cer senin, cu aur și cu nu știu ce, dacă lipsește Hristos de la iad. Dar cu atât mai mult cu cât Hristos este acolo și El luminează raiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult spui, Doamne, vreau să te văd pe Tine. Tânjez după Tine, Doamne. Te vreau pe Tine, Doamne. Lăudat să fie în numele Domnului. Amin? Seara asta, întreabă-te. Întreabă-te în seara asta. Tu l-ai pe Iisus Hristos? Celui ce este sete, să vină. De ce să nu vii la el? Frate, Gabi, dacă ai ști ce păcate am făcut eu, că mi-e și rușine, nici nu vreau să le știu. Dar răspund ce zice Biblia. Ascultați ce zice Biblia. Biblia spune așa, în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9. Zice deci, Biblia așa. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea nici efeminizații, nici sodomiții, nici hoții, nici elacom, nici bețivi, nici defăimători, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Versetul 11. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați și ați fost sfințiți și ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos. Așa că în seara asta, dacă te simți păcătos și ești din lista de păcate, egal, sodomie să fie, egal ce păcat. Isus Hristos a murit și pentru sodomiți. Isus Hristos poate să ierte. Așa erați unii din voi, membri în biserica din Corint, dar ați fost spălați în sângele lui Hristos. Ți-i setere Hristos? Îl dorești pe Iisus Hristos? Te simți murdar, te vezi murdar? Deci Biblia e pe gratis. Iertarea de păcate, curățirea de păcate este pe gratis. Și ce trebuie să faci? Să vii. Să vii la Isus Hristos, să spui, Doamne, îți mulțumesc că mă îmbraci în meritele lui Hristos. Mă pocăiesc de păcatele mele, mulțumesc că pe tine te-a costat totul, Doamne. Eu primesc prin credință iertarea ta și mă pocăiesc, Doamne, și fă-mă și pe mine mireasa ta. Amin? Pentru că, repet, nu poți zice, vino Doamne mai curând, până nu spui, vino Doamne mai întâi în inima mea. Seara asta, indiferent cine ești, indiferent de păcatul în care ești, spune, Doamne Iisus, să intre și în inima mea. Vino în inima mea, fă-mă mireasa ta. Ajută-mă să mă sfințesc, Doamne, mai departe. Și ajută-mă să te aștept cu inima fierbinte, ca Iisus Hristos să vină slăvi să fie Domnul. Amin? Amin? Am auzit de Regina Victoria, în Marea Britanie. A invitat un mare predicator să vină să-i vorbească despre a doua venire a lui Hristos. Impresionată de predica acestui om, l-a invitat a doua oară. Și regina Victoria a început să plângă. Și predicatorul a zis, mai state, de ce plângi? Și a spus așa, mi-aș dori ca Iisus Hristos să vină pe vremea mea. Dar de ce? Pentru că dacă vine pe vremea mea, Vreau să iau coroana și să o pun la picioarele lui. Vreau să iau coroana și să o pun la picioarele lui. Asta trebuie să faci tu în seara asta. Poate n-ai o coroană, nu conduci o țară, dar ai o inimă. Și Domnul spune, fiule, fico, dă -mi inima ta mie. Domnul te cheamă, vino la mine, așa cum ești, apăsat, legat. Nu uita, Hristos l-a birui pe satana. Tu nu mai trebuie să te temi de satana, pentru că Isus Hristos a biruit pe cer rău. Tu l invizi pe Isus Hristos în inima ta și spui, Doamne, mi sete, Mulțumesc că e pe gratis mântuirea. Mulțumesc că s-a deschis izvorul la crucea din Golgota. Curăță-mă prin sângele tău. Fii Domnul meu, fii Mântuitorul meu, Doamne. Și fă mă și pe mine parte din mireasa ta. Și mă rog în seara asta să plouă cu mântuire peste noi. Amin? amin. Pentru copiii noștri care poate să ne mântuiți, Dumnezeu să-i mântuiască. Pentru cei care probabil sunt aici sau urmăresc live să spui, Doamne Iisuse, vină și în inima mea. Vin la crucea ta și spun, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu un fii sprijin. Mă spală în sângele de vin. O, mielule, eu vin, eu vin. Amin? Haideți să ne căm în picioare. Hare să ne rugăm înaintea Domnului. Hare să luăm câteva momente de cercetare înaintea Domnului. Seara asta Domnul ne-a vorbit. Este un ultimatum pe care Hristos îl dă și bisericii și celor nemântuiți. Azi dacă auzi glasul, sfințește-te, pune capăt păcatului tău. Azi dacă auzi glasul, spune Doamne Iisuse, vino și în inima mea. Mulțumesc că mântuirea e pe gratis. Mulțumesc că e fără plată. Mulțumesc că toi ai plătit-o prin suferința și prin crucea de la Golgota. Mulțumesc că toi ai plătit iadul ca eu să nu mai gust iadul. Mulțumesc, Iisuse! Vin așa cum sunt, Doamne, păcătos, murdar, ai milă de mine păcătosul. Dacă în seara asta, așa cum stăm cu capetele plecate, este cineva aici care vrea să spună, Doamne, pentru mine ai murit, Doamne. Curăță-mă, mă, mă doare de păcatul meu, dar să mulțumesc că aduci iertare și bucurie, Doamne. Vino și în inima mea, ridică mâna dreaptă spre cer. Ca un semn că îi spui lui Iisus, Doamne, mi sete după tine. Doamne Iisuse, intră în inima mea, mă pocăiesc înaintea ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este altcineva, nemântuit mă refer în primul rând, care vrea să spre Doamne Iisuse, te primesc în inima mea. Am o religie, dar n-am o relație personală cu tine. Dar mă înțeles că tu mă iubești. Că nu trebuie să vin curat înaintea ta Că tu ai venit pentru cei murdari Curăță-mă prin sângele tău Astăzi mă pocăiesc și-mi dau viața lui Iisus Hristos Ridică mâna spre Dumnezeu Ca un semn de predare și spune Aici sunt, Doamne, mântuiește-mă și pe mine Dacă te uiți live oriunde ești pleacă-te înaintea lui Dumnezeu, trage mașina pe dreapta și roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Ai milă de mine, păcătosul! Vino în inima mea, Doamne, și curăță-mă Tu! Scoate-l pe satan afară din inima mea și ajută-mă să primesc cerul Tău în inima mea. Lăudați să fie Domnul! Amin? Dacă ești mântuit aici și te-a terfelit satana într-un fel sau altul, Biblia vine și spune, celui ce este sete, să vină și să bea. Roagă-te în această seară și spune, Doamne, curățește haina mea de mireasă. Mi-am urdărit o Doamne. Nu mai sunt ceea ce am fost, am 20 de ani de zile. Mi-am pierdut energia, patosul. Păcatul mi-a luat puterea spirituală. Doamne, mă pocăiesc, Doamne, înaintea ta. Și vreau să pui în inima mea această dorință. Vino, Doamne, mai curând. Doamne, dacă lăcomia de bani m-a orbit, dacă poftele acestui viac m-au vrăjit, Doamne, Biblia mi-a fost dată să mă devrăjească de Duhul Lumii și să pot să stric, vino, Doamne, mai curând. O, lăuda să fie Domnul! Haideți așa cum stăm, haideți să începem să ne rugăm și ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, să rupă orice legătură, orice du de vrăjitorie, de farmece care poate sunt peste viața ta, sângele Domnului să le rupă în această seară, orice dependență păcătoasă, sângele Domnului să o rupă și să poți să strigi din toată inima, ești mirele meu, ești iubitul meu, vino, Doamne, mai curând! Păcatul nu m-a lăsat să zic asta, dar în seara asta te chem, Doamne! Doamne, rupe orice legături! Rupe tu, Doamne! Este un ultimatum, este o avertizare. Doamne, primește rugăciunea noastră de pocăință. A Domnului să fie toată gloria și toată slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Slavă ție, Doamne!